toscană. Am 7 copii, la moment e duc de una singură, deoarece soțul la pușcărie. Este greu. Acum avem, de fapt, nu de acum, cam de anul trecut, probleme, mi-a căzut și podul în casă și nu ne ajunge, nu avem de unde să-l facem. La moment dat sunteți cu podul căzut? Da, acum cu podul căzut și când plouă, cam plouă și în cap. Și primesc, am un ajutor pe copii, nu spun că nu am, am un ajutor, dar oricum nu mi-ajunge numai pe mâncare să duc și mult. În afară de asta, la grădiniță, la... să duc banii repede. Care sunt cauzele că lacrimați mai mult? Că una singură și nu pot să fac față. Mai ales când copiii vor și ei să aibă și au alții ăștia. N-au și vor și... Dau lăcrimi așa și ei bomboane nu au în fiecare, o au și atunci când eu permit să o iau. Și în afară chiar știi, ei astea sunt multe greutăți. Câți copii aveți de școală? Anul acesta sunt 4, să duc la școală. 2 am la grădiniță și ăsta e mic. Casă. Peste 2 luni se începe școala. Aveți ceva pregătit de școală? Nu, noi cine rămâne de pe an pe an, așa reparăm și se duc. N-avem de unde să le cumpărăm nou. Mami, câți lei aveți acum în casă la mea asta? 3 lei? A, 3 câți lei? Da. Vreo 10 lei, parcă. 10 lei aveți în casă. Da. Ce faceți cu 10 lei la 6 copii? Eu 3 pâini. Și 3 pâini pe cât când vă ajunge? Pe o zi vă ajunge la 6 copii? Nu. Pe zi, dacă eu 3 pâini, el nu ne ajungă pe jumătate de joc. Eu dimineața 3 și doma seara mai luăm 3. Bibi, chiar luați 6 pâini pe zi sau da, da. 6? Ei iubesc pâinea, ei chiar nu numai la masă o mănâncă. Fu, ca copii, fu, bălat-o pe de pâine și s-o dus. Iată că noi am venit la poarta dumneavoastră fără ca dumneavoastră să ne cunoașteți, să ne știți, să apelați. Și am vrut să vă întreb, cum Dumnezeu a lucrat de am ajuns la poarta dumneavoastră? V-ați rugat, ați căutat fața lui Dumnezeu, ce ați făcut de noi am venit? Nu știu, cred că mai mult prin rugăciunea copiilor, mai mult prin... Cine din copii se roagă sau frecventează vreo biserică evanghelică? Cineva este? Ei cam toți merg. Toți este. Merg la... Da, toți mai este micul, îți duci o tomă. Așa, bine. Aș vrea să întreb acum copilașe. Voi v-ați rugat, Domnule? La biserică. Da? Pentru ce te-ai rugat tu, Puile? Pentru Dumnezeu. Te-ai rugat pe Dumnezeu, dar pentru ce? Ce să-ți dea tata acasă. Să-ți dea să vină tata acasă. E pentru asta și-am mai des rog. Și când ultima dată v-ați rugat voi la adunare? Când a fost? Duminică mai trecut? Duminică am fost. Când ați fost la adunare? Duminică ați fost așa. Și voi ați fost duminică? Fost. Ei se duc în fiecare duminică, de-am dacă plouă, nu o să duc, dar așa se duc. Au școală duminicală, da? Da. Mami, se temește că noi am venit datorită rugăciunii copiilor? Da, datorită lor mai mult. Că înseamnă că Dumnezeu toate binecuvântările mai mari vin din partea copiilor, că ei se roagă. Dar dumneavoastră da. Ce faceți? De ce nu vă rugați? Ei, nu zic că nu mă rog, dar adică... Dar ei cred mai mult, se roagă mai da, mult, da, eu cred că ei sunt mai... Eu mai las mai religios. Ei sunt mai puternici. Mame, Dumnezeu există
Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu vă iubește și copiii dumneavoastră. Știți, Iisus când era un pustiu, cu acei 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, știți cine a avut 5 pâini și 2 pești într-o traistă? Un băiețel. Da. Un băiețel a dăruit ceea ce a avut ca Iisus să înmulțească și să hrănească 5.000. Dacă dumneavoastră o să-L căutați pe Dumnezeu din toată inima, atunci Dumnezeu o să vă asculte rugăciunea. Dacă dumneavoastră o să vă schimbați inima și atitudinea față de Dumnezeu, Dumnezeu vă face semne și minune. Pentru că aveți 7 copii care să-i creșteți. Problemele o să se înceapă în anumite moduri crescând copiii. Aveți nevoie și de Dumnezeu, și de soț, și de copiii să fie lângă dumneavoastră. Acum, dacă copiii s-au rugat, voi v-ați rugat, nu? Cu Dumnezeu. Dar știți-mi, vă rog, voi v-ați rugat și pentru alte lucruri, nu numai ca să vină tata acasă. Pentru pâine, pentru ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. V-ați rugat pentru altceva, pentru alte binecuvântări ca Domnul să vă dea. Că nu mâncăm, te dați, ne rugăm. Vă rugați pentru pâine, ca Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia, amin. Atunci, noi vă invităm la microbus să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi. Mergeți să ne ajutați? Da. Hai să mergem în primul. Când s-a întâmplat că a căzut podul? Cu cât timp în urmă? Vara trecută. Vara trecută. A căzut, nu ne-a pus copiii și la masă mâncăm și am trebuit să mâncăm. Voi toți cu copiii erați aici în cameră? Da, noi aici mâncăm. Nu v-a lovit pe nimeni? Da, așa, puțin, copiii nu te-am să aleagă. Aici e o cameră unde voi mânca sau dormiți? Da, aici mâncăm și dorm unii din copii. Așa. Da, a căzut din ce cauză? Că s-au mizit? Curge acoperișul? Cred că el nu a curs. Până nu cădea, el nu a curs. După și-a căzut, și puteam să curcă prin casă, dar așa nu. Da, aici au căzut până sus, în partea asta? Nu, el a căzut de aici, așa de-am nu aici am dat jos, pentru că el tot era spre cădere de-am. Și ca să nu mai eu pățăm o dată, nu am dat sânge. Vreau să mulțumesc la toți care au jertfit pentru familia mea. Am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze și
ei și să-i aibă în baza lui zi și noapte. Mulțumesc pentru darul care mi-a dat, pentru darul care mi-a dat. Mulțumesc! Vie împărăție ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția, puterea și slava, că în veci, amin. Să nu se abate. Veți primi dragostea ca părinte și veți primi o stimă din partea lor. Ca și grămăjoare, ca niște odrasle, și soțul îți voi aduce acasă, Ana. Și vor fi toți împreună, vor fi, și vă veți bucura, Ana. Și știe când o mântră în casă și când iese, și când stă jos și când se scoală. Fiindcă ne arată dragostea lui cea mare prin fiul său, care a mers la cruce la Golgota, dar fiindcă atât de mult ai de Dumnezeu lumea, cu dat pe singurul său fiu, pentru orice cine crede în Domnul Iisus. Eu cred că sunt o păcătoasă. Eu cred că sunt o păcătoasă. Și am nevoie de tine. Am nevoie de iertare păcatelor. Am nevoie de iertare păcatelor. Te rog, vino în viața mea. În viața mea. Te rog, vino în viața mea. În inima mea. Inima mea. În familia mea. În familia mea. Te primesc. Te primesc. Ca Domn și Salvator. Ca Domn și Salvator. Te rog să mă ierti de orice păcat. Te rog să mă ierti de orice păcat. Și te rog, Iisuse, te rog, rupe orice blestem. Rupe orice blestem. Din familia mea. De azi înainte. Vreau ca să aparțin eu și toată familia să aparținem ție, Iisuse. Ție, Iisuse, te rog să mă speli. Te rog să mă speli. Cu sângele tău cel sfânt, care a fost vărsat la Golgota. Iisuse Hristoase, te rog să ne scrii numele în cartea vieții. Și să mă înveți să mă rog în fiecare zi, căci știu, Iisus, că tu ești aici și îți mulțumesc că mă asculți și m-ai ascultat. Tată Ceresc, Doamne Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt. Amin.